domnilor, aplauze pentru Magdalena Chihaia! Te duci. Normal că ești aici. Auzi, ce întrebare tâmpită. Unde te-ai dus tu, gicule? Tu abia dacă stai țeapă până aici, unde să te mai și duci? Asta ar fi chiar culmea, gicule. De câte ori te-am rugat să mai stai și tu pe acasă, să mai lași cârciuma, să mai stea și fără tine. Că nu dă faliment, gicule, dar tu nu. Tu parcă aveai condic acolo. Ce e aici? Urmă de rujă? Du-te, potolești acum, nenorocitule, că m-ai omorât cu tale. Ce ți-o fi plăcând, mă, la ele, a? Că doar suntem toate la fel, a? Ce bărbat bun ai fost tu, gicule. Ah, bine că s-a terminat, că nu mai puteam. Pentru tine am făcut tot în viața asta, gicule. N-am avut bani de mâncare și a trebuit să mă curc cu Ion ca să ne facă cumpărăturile numai pe banii lui. Și n-am avut gicule, nici mobilă, dar Gheorghiță avea o fabrică mică și ne-a umplut casa cu de toate. Inclusiv cu ultimii doi amici, Costel și Mărioara, care le-ai fost ca un tat. N-am avut, gicule, haine și a trebuit să mă culc și cu Gheorghiță, că nu puteam să umblu goală. Și n-am avut nici pâine și m-am dus la Marcel și... Aveam pâine, dar Marcel era așa. Mă, tu sper că ești mort aici, da? Aoleo, gicule, tu ai fost sprijinul meu în viață, gicule, iau ce nasturi frumoși ai. M-ai luat când eram doar o copilă perversă, naibii. Și m-ai dus numai prin univers, la câte stele verzi am văzut de la bătăile tale, gicule. Ce bărbat. Și eu am fost sprijinul tău în viață, gicule. Te-am cărat de la poartă până în dormitor aproape în fiecare noapte. Ce mă fac eu acum fără tine? Nu, a cui rămân eu de acum încolo? Gicule, nu-ți fă probleme. Eu am grijă, dar am zis și eu așa ca să nu crezi că o duc numai într-o petrecere acum. Auzi, mai ții minte când m-ai întrebat eu dacă mor? Ai vrea să mă trezesc, să mai trăim un pic împreună? Gicule, atunci nu ți-am răspuns, dar profit acum de ocazie. Du-te liniștit, gicule, nu te mai complica. Dacă vezi lumină, du-te tare. Gicule, fără tine sunt dată peste cap de cine apucă, gicule. Aolo! Cum să mă mai apăr eu dacă nu te mai am pe tine? Apropo, să știi că a venit Dorela seară pe la noi ca să-ți aducă datoria și a zis că te-ai culcat și cu nevastă sa și până să te răcești de tot vrea să fie chit. Dar să știi, gicule, că eu nu am vrut. N-am vrut, gicule, dar m-a convins ce să fac. Aoleu, că poate ne mai aude cineva. Dar poate mai auzi tu un pic așa și vreau să le știi pe toate, gicule. Te-ai dat, da, gicule! De ce te-ai dus așa de tânăr? Da, mă răscolește când au bocetele astea. Da, de la un pic de cucută, mă, gicule, mă! Păi ce bărbat ești tu, a? Mă, să știi că eu nu te mai bocesc, că tu nu auzi nimica. Mă, așa ai făcut întotdeauna, numai mă taie de vină că te-a învățat să te comporți așa cu mine. Auzi tu, femeia, să nu asculți nici mort. Iată cum o asculți! Ea s-a dus pe lumea aia altă și tu tot o asculți. Acum te-ai dus și tu
Și ce să zic, rămâi cu măta. Gicule, nu știu dacă ai semnal acolo, dar vreau să zic un singur lucru, Gicule, și să știi că nu spun de două ori. N-am bani de mormântare. Și voiam să fiu sigură că o să te ardă focul. Așa că o să te incinerăm, Gicule. Tu ai fost lumina ochilor mei, Gicule. Of, dragostea mea. Și o să-ți duc cenușa, dragul meu, unde ți-a fost ție cel mai drag să stai în toată viața asta. La bar, pe canapea. La WC-ul. Hai, te pup, eu am plecat că mai am și altă treabă astăzi, Gicule. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!